Adrian Laza, Ionuț Ștefănescu și Iulian Petre, alpiniștii care își propuseseră acum mai bine de o lună să cucerească vârful Cho-Oyu, unul dintre cele mai înalte vârfuri ale masivului Himalaya, și-au atins scopul propus. Luni, cei trei alpiniști nemțeni au ridicat steagul României la mai bine de 8200 de metri altitudine. Expediția nu a fost una lipsită de peripeții, existând mai multe momente critice. După ce au atins altitudinea de 6900 de metri din cauza furtunii intense și a temperaturilor foarte scăzute, echipa a luat decizia de a se întoarce la bază. După două zile de așteptări istovitoare, aceștia au reluat traseul ascensional, iar după un urcuș de 6 zile, alpiniștii nemțeni au reușit. Aclimatizarea treptată a fost cel mai mare obstacol pe care cei trei profesioniști au fost nevoiți să-l depășească. Iulian Petre a declarat pe o rețea de socializare că această reușită îi este dedicată Codrinei Floria, un artist desăvârșit care s-a stins la vârsta de doar 45 de ani. Felicitări celor trei alpiniști nemțeni!